Afară e neașteptat de cald. Tu ai spus că mai vrei idei de parfumuri de primăvară, așa că asta facem astăzi. Încă 7 idei de parfumuri de primăvară. Și începe cu un producător pe care cred că îți pierduse speranța să-l mai auzi la mine. Mai exact, Hugo Boss cu parfumul Energize. Un parfum despre care multă lume mi-a spus că ar trebui încercat, mai ales în zilele mai călduroase. Când vine vorba de Hugo Boss, sunt ceva mai sceptic, pentru că, exceptând câteva parfumuri, majoritatea au performanțe, hai să le zicem, slabe. Dar până să vorbim despre asta în cazul lui Energize, haide să-ți spun mai multe despre mirosul ăsta, care cred eu că se potrivește foarte bine primăvara și vara, deci în zile călduroase. Și spre diferență de parfumurile obișnuite din perioada asta, care au multe citrice și sunt mega fresh, ăsta ascunde ceva mai multă personalitate. Sigur, vei găsi în el citrice, ienupăr, mentă, piper roz și notele astea te vor face să te gândești probabil la un parfum oarecare. Mai sunt acolo și niște note florale, dar nimic neobișnuit, mirosul acela de gel de duș. Totuși, ce vei mai găsi aici? Vei mai găsi cardamom, vei mai găsi vanilie și vei mai găsi și frunze de ananas. Sincer, spui frunzele de ananas, nu știu exact ce fac în compoziția acestui miros, dar cardamomul și cu vanilia îi dau o latură destul de neașteptată dulceagă. Per total avem de face aici cu un parfum fresh, făcut în stilul Hugo Boss, adică atunci când îl miroși, ți-e cam clar de unde provine. Numai că pe măsură ce stă pe piele, dezvoltă o personalitate ceva mai interesant. Deci un parfum fresh și dau un pic mai mult decât atât. Dacă vrei să facem o paralelă, e un fel de aqua esențiale blue de la Salvatore Ferragamo. Deci un parfum proaspăt cu un substrat dulceac. Și cu sticla asta pe care o împrumută de la Dark Blue dacă ai varianta de 75 sau o sticlă nouă dacă ai varianta de 125. Ce mai de spus despre parfum și de altfel motivul pentru care l-am e acela că nu e extraordinar de scump și atunci am zis hai să vedem care e treaba. Din păcate însă, Hugo Boss, performanțe de Hugo Boss, deci nimic extraordinar. Asta înseamnă că pe pielea mea parfumul stă undeva în jurul a 4 ore și se simte bine, oarecum bine, în jur, în prima oră. Așadar, din punct de vedere al performanțelor, nu cred că e cazul să ai așteptări foarte mari de la el, deși, sincer, mi-ar plăcea să fie oameni care se bucure mult de mirosul ăsta, pentru că, în mod real, mirosul este interesant. E un parfum proaspăt, dar puțin mai mult. Un alt parfum proaspăt, dar puțin mai mult, este și Yup Go. Și probabil că te surprinde și faptul că îți spun despre un nou Yup, mai ales că relația mea cu Yup Om nu este una foarte bună. Totuși, Yup Go este altceva. Este un parfum fresh, făcut totuși în stilul Yup. Motivul pentru care am parfumul este că mi-a fost recomandat pentru că are o notă de rubarbă. Și motivul pentru care îmi place rubarbă e că are un miros oarecum citric, dar n-are proprietățile lămâiei sau grapefruitului, nu se duce în zona aceea amară sau foarte acră. Și exact așa se prezintă parfumul ăsta de la prima pulverizare. Începe cu o combinație citrică dată predominant de rubarbă, combinată cu un soi de ardei iute, la care primește foarte repede niște tonuri florale. Până aici cred că sună tot cam a gel de duș, dar poate nu la fel de răcoritor, nu atât de puternic în zona citrică. Totuși, pe măsură ce stă pe piele, parfumul se duce într-o zonă de mosc, un mosc destul de delicat și oarecum pudrat ca miros. În mod real, după câteva ore de purtat parfumul ăsta, ai impresia că pe piele ai un miros asemănător cu o pudră de talc, dar ceva mai masculină. Așa că punând toate lucrurile astea la un loc, trebuie să spun că Yup Go este un parfum destul de neobișnuit. Are o deschidere relativ fresh, dar nu exagerată, după care se duce într-o zonă oarecum mai pudrată, mai bogată în mosc, care se și îndulcește un pic pe alocuri. Deci o experiență de purtare puțin diferită pe care am început să o apreciez în ultimele zile. Mi se pare o alegere foarte interesantă de purtat la sală, sincer să fiu, sau după ce te antrenezi. Cam astea sunt locurile în care apelez eu la el acum. Și întrucât mirosul este atât de diferit de Yup Om, la fel sunt și performanțele. Adică parfumul ăsta mergând în zona fresh este mult mai potolit. Să zicem că pe pielea mea stă un 4-5 ore, mai degrabă înspre 5 ore, cu proiecție bună în prima oră. Adică în prima oră chiar se simte în jur și partea interesantă e că atunci e mirosul mai bogat în rubarbă. Apoi se potolește, se apropie de piele și se îndulcește puțin. Ce e de luat în calcul totuși este că pe 100 de mililitri cred că am dat sub 100 de lei și în contextul ăsta parfumul ăsta are mult sens. Adică l-aș recomanda da, mai degrabă decât să ții un Calvin Klein One, cel puțin în contextul în care la mine Calvin Klein One nu persistă deloc. Sau alte parfumuri mai scumpe care cad în aceeași categorie de parfumuri cu miros de gel de duș și atât. Pentru oamenii care își petrec mult timp la birou și se îmbracă în general mai elegant, îl recomand pe Prada Amber Pour Homme. Parfum pe care îl recomand fără nicio reținere în acest context. De fapt, mi se pare că parfumul ăsta se pretează cam în orice situație cât timp este ceva mai elegantă, pentru că în mod real Prada Amber Pour Homme miroase a curat. Miroase a săpun de lux, făcut în stilul Prada. Ce e foarte interesant la el este că nu e un parfum dur, nu e un parfum agresiv, nu e un parfum care asaltează simțurile oamenilor din jur și cu toate astea este un parfum cu persistență bună și proiecție decentă. Și când spun persistență bună, zic 6-7 ore pe pielea mea, posibil mai
mai mult. Iar proiecția este ok în prima oră, oră și jumătate chiar, numai că parfumul ăsta nu deranjează pe nimeni, tocmai pentru că în mod real când îl folosești, miroși acurat, într-un mod ceva mai elegant. Mi se pare că se combină foarte bine cu o cămașă, cu un sacou. E genul de parfum pe care poți să-l porți liniștit la interviu. E genul de parfum care se potrivește bine și unui profesor. Deci mi se pare că e cam adresat genului ăsta de situații. Te anunț că în el o să găsești, într-o măsură nu foarte mare totuși, atât tămâie cât și piele. Dar sunt niște note care îi creează caracterul fără a deveni note principale. Adică nu despre asta e parfumul. Ele sunt acolo pentru a-i da baza asta puțin mai întunecoasă și în cele din urmă contribuie la eleganța lui. Deci nu te gândi că vei mirosi a tămâie purtând parfumul ăsta. Pentru zilele mai răcoroase de primăvară sau mai degrabă pentru seriile de primăvară, îl poți încerca pe Pepe Jeans Celebrate for Him. Un parfum al cărui design s-ar putea să te ia puțin prin surprindere. Arată ca un shaker făcut de Valentino. Și s-ar putea ca asta să nu fie pe gustul multor oameni. Pe de altă parte, mult mai bine decât varianta pentru femei care are formă de pahar de martini. Dar trecând de design, ce e cu adevărat interesant la parfumul ăsta este mirosul, care e total neașteptat. L-am cumpărat acum destul de multe luni la un preț foarte bun și nu mă așteptam ca mirosul să fie ieșit din comun. Presupuneam că o să fie un parfum oarecare. Cu toate astea, nu. Este un parfum bogat în coacăze, bogat în cacao. Mai are și scorțișoară, tonka, ienupăr, paciuli, se întâmplă multe lucruri aici și parfumul merge în zona gurmandă. Într-o mică măsură, mi se pare că personalitatea sa a fost ușor influențată de Angel Man de la Mugler, numai că în cazul de față s-a dus într-o direcție mult mai fructată. Practic, ce simți atunci când ți-l pulverizezi pe piele? Și voi face asta acum. Este o combinație foarte interesantă de fructe relativ uscate, bănuiesc asta vine de la coacăze, cu cacao. E ca și cum ai avea un cocktail foarte fructat și foarte dulce. Sau mai degrabă o ciocolată cu fructe uscate. Și genul ăsta de miros nu l-am mai întâlnit în alte parfumuri până acum. Lucru care evident mi-a plăcut și este și motivul pentru care ți-l recomand. Cu toate astea are pornirea aceea ciudată pe care o avea și Angel Man, că se îndulcea, devenea extrem de gurmand și apoi intervenea nota aceea de paciuli care tăia toată pornirea asta și îl făcea să fie cumva întunecos și neașteptat. Mi se pare că un lucru oarecum asemănător se întâmplă și aici. Deși trecerea nu mai este la fel de dramatică. Dar tot mixul ăsta dulce, aproape comestibil, este la un moment dat oprit exact de nota de paciuli. Partea proastă cu parfumul e că pe pielea mea cel puțin, performanțele sunt mediocre, ceea ce e supărător, mai ales în contextul în care merge într-o zonă un pic mai dulce, adică pe pielea mea persistă un 5 ore, cu proiecție bună în prima oră, ceea ce nu e deloc fantastic, mai ales că am constatat că în ultimul timp nici se mai găsește la prețuri foarte prietenoase, adică s-ar putea să dai pe o sticlă de asta în jura 300 de lei și în contextul ăsta, adică la 300 de lei, nu știu dacă ți-l recomand. În mod sigur nu ți-l recomand fără să-l încerci în prealabil, nu prea ai unde să-l încerci, deci e o întreagă problemă. Doar zic de parfumul ăsta să știi de existența lui și dacă ai ocazia să-l încerci undeva, eu zic să o faci. Continuăm lista asta cu un parfum asupra căruia nu pot să mă hotărăsc niciodată. Este vorba despre Mancera Oud Lemon Mint și eu nu pot să mă hotărăsc dacă îmi place mult, dacă nu-mi prea place. Practic în fiecare zi când îl port e o nouă aventură în care trebuie să decid dacă m-am simțit ok cu parfumul în ziua asta sau nu. Așa cum sugerează numele, parfumul are plămâie, mentă, ud, pe lângă asta mai are și migdale, mai are și piele, vetiver, biasomie, vanilie, mosc, deci în cele din urmă e un miros, zic eu, complex. Doar că mi se pare mie că această complexitate nu e foarte hotărâtă în legătură cu ceea ce vrea să facă și mai ales nu în contextul numelui. Atunci când denumirea este Oud Lemon Mint, te cam aștepți ca notele cele mai accentuate să fie udul, lămâia și menta. Dar în cazul de față mi se pare că e mai degrabă un miros o combinație de migdale cu note florale, cu un vibe mai dulce de la vanilie și parcă menta și toată partea răcoritoare rămâne undeva în fundal. Există, dar nu există așa cum mă așteptam eu. Și practic e diferența asta între așteptările mele și ce se întâmplă de fapt în parfum, care îmi provoacă în permanență o stare din asta în care nu sunt hotărât dacă îmi place sau nu parfum. În mod cert nu e parfumul meu preferat de primăvară de la Mancera, dar cred că dacă îți mai spuneam încă o dată de Oud Blue Notes, o luai rast. Și în cele din urmă, Oud Lemon Mint nu e un parfum deloc rău și eu cred că merită încercat, doar că nu este atât de pe gustul meu, pentru care latura asta cu migdale și iasomie, care mi se pare că e prea accentuată și un pic cam prea mult pentru gusturile mele. Chiar mi se pare că înclină într-o oarecare măsură destul de bine într-o zonă feminină. Deci în mod real mi se pare că parfumul ăsta miroase foarte ok și pe femeie. Ce ar fi important de spus e că eu am o sticlă mai nouă cu capac magnetic.
și se spune despre parfumurile astea că nu au performanțe la fel de bune, deși acesta se comportă mai mult decât ok, adică are persistență de 7 ore și chiar mai mult pe pielea mea, cu proiecție bună, o oră și jumătate înspre 2 ore. De asemenea, ce apreciez la Mancera e că odată ce au schimbat capacele și au schimbat și pulverizatoarele, care acum sunt chiar bune. Un parfum ieftin, dar pe care chiar cred că ar trebui să-l încerci, este Rasasi Fatan. Și zic că ar trebui să-l încerci cât mai repede, pentru că citeam recent că e foarte posibil ca producția pentru el să se fie oprit. Dar încă nu ți-am spus nimic să te conving în legătură cu el, așa că faptul că nu se mai produce s-ar putea să nu te intereseze. Probabil că oricum te aștepți ca de la un parfum care se numește Rasasi Fatan să ai un miros cât se poate de arabesc. Dar parfumul ăsta își găsește oarecum inspirația în Ter d'Hermes. Bine, din punctul meu de vedere mi se pare că e mai degrabă o combinație între Ter d'Hermes și Montal Red Vetiver. Astfel, partea citrică nu mi se pare că e o portocală extrem de zemoasă, ci mai degrabă un grapefruit, ceva mai amar, ceva mai puternic în partea citrică. Așa că cel puțin nu mi se pare o clonă de Ter d'Hermes Eau de Toilette. Mai degrabă o văd ca pe o creație pornită ca inspirație din Red Vetiver de la Montal, pe care apoi s-o mai potolească, s-o facă ceva mai purtabilă. Mereu mi s-a părut că Red Vetiver este un parfum foarte bun cu vetiver, oarecum asemănător cu Ter d'Hermes, dar ceva mai brutal. E, aici brutalitatea a fost oarecum potolită. Ai în continuare deschiderea cu vetiver și grapefruit, dar încep să mai apară niște note care mai rotunjesc mirosul și îl fac ceva mai purtabil. Totuși e de spus că în cazul lui Rasasi deschiderea e puțin mai sintetică, astfel că nu e ca și cum îți pulverizezi parfumul, închizi ochii și zici da, simt grapefruit-ul și simt clar vetiverul. Mai degrabă simți că sunt niște substanțe care miros în direcția asta, dar lucrurile devin mult mai bune după 10-15 minute, când parfumul își atinge potențialul maxim din punct de vedere al mirosului. Ideea e că de când am parfumul, la fiecare pulverizare a început să-mi placă mai mult și mai mult, până în punctul în care mi se pare ciudat că nu știe toată lumea despre el. Bine, sincer, nu știam nici eu, mi l-a recomandat cineva, așa că iată. Și e important de menționat că sticla asta de 50 ml m-a costat 65 de lei, deci chiar nu-i scump. Repet, nu e nici fix Ter d'Hermes, dar dacă îți place un vetiver foarte purtabil, cu o latură citrică, merită să-i dai atenție. Din punct de vedere al performanțelor, nu stă rău. Pe pielea mea undeva pe la 6 ore, cu proiecție bună în prima oră și chiar un pic mai mult de atât. Și încheie lista asta cu un parfum lansat în anul 2021. Este vorba despre Dolce & Gabbana The One Gold, pe care l-am mirosit la un moment dat într-un magazin și am zis da, ăsta este un The One care îmi place mai mult. Și motivul pentru care îmi place mai mult este că e un The One mai fresh, dar parcă nu e la fel de ciudat ca The One Grey. Și nu zic că The One Grey nu era un parfum purtabil, dar cumva ai un cardamom dus într-o zonă dulce și apoi peste el se toarnă multe citrice și mult vetiver. Și deși conceptual e interesant, când îl porți parcă nu e exact ce ți-ai dori. Nu știu, mereu doream să fie un pic mai altfel parfum. E bine, cu Dolce & Gabbana The One Gold nu am această problemă. Mirosul e așa cum mi-aș dori să fie. Asta pentru că, în mintea mea cel puțin, The One Gold este o combinație între The One Eau de Parfum și Versace Dylan Blue. Așa că, da, e un fel de The One de primăvară. Hai să găsești în el bergamotă, portocală roșie, ghimbir, salvie, mușcată, cardamom, paciuli, vetiver și amberwood. Și mie mi s-a părut mereu că personalitatea lui The One, și aici mă refer la The One Eau de Parfum, pe Eau de Toilette nici nu prea iau în calcul, e dată de o combinație de cardamom cu ambră și cu vetiver. Combinație pe care o găsim și aici, dar dusă într-o zonă mai fresh, mai citrică. Deci The One combinat cu un fel de gel de duș care are și oarecare profunzime, de unde și ideea de Dylan Blue. Când te aștepta ca parfumul să miroasă exact ca Dylan Blue, zic asta mai degrabă conceptual ca să știu unde să-l placezi ca miros sau ca perioadă. Unul dintre lucrurile care m-a făcut să vreau parfumul ăsta e că vine în concentrație Eau de Parfum intens. Din păcate, pe pielea mea asta nu înseamnă mare lucru și The One Gold pică în exact aceeași categorie în care sunt toate The One, adică parfumuri care nu sunt extrem de persistente. Miroase foarte bine, îmi place, dar persistența lui pe pielea mea nu o depășește în niciun fel pe cea lui The One Eau de Parfum, ba chiar s-ar putea să fie un pic mai slab. Plus că mai e un aspect, ți-l pulverizezi, persistă el pe pielea ta vreo 6 ore să zicem, dar proiecția nu e foarte puternică, adică se simte bine jumătate de oră, se simte bine, hai să zicem, 45 de minute, dar apoi se apropie destul de mult de piele. Deci e un parfum relativ intim. Mie mi se pare că e mult mai slab din punct de vedere al proiecției decât era The One Eau de Parfum. Cu toate astea, când temperaturile încep să mai crească, mie mi se pare că The One Eau de Parfum e un pic cam mult și cu tutunul lui devine ușor
înnecăcios, deși ADN-ul e foarte reușit. Și mi se pare că ce au făcut oamenii de la D&G au făcut o treabă excelentă aici. L-au făcut ceva mai fresh. Ce-i drept simplificat, dar păstrează ideea de bază și se duce într-o zonă mai citrică, mai fresh. Așa că eu cred că merită să-l încerci, mai ales că în principiu se găsește în cam toate magazinele și poți să-l testezi de multe ori până să decizi dacă vrei sau nu să-l cumperi. Și cu asta se încheie lista mea de încă 7 parfumuri pe care cred că ai putea să le mai încerci în primăvara următoare. Tu ce parfumuri ai mai pune pe această listă? Fiecare like, fiecare share, fiecare subscribe, toate ajută acest canal să crească și să ajungă la cât mai mulți oameni pasionați de parfumuri. Eu îți mulțumesc că ai fost din nou alături de mine și ne vedem în videoul următor.